domnule viceprimar, distinși oficialități, doamnelor și domnilor. Astăzi deschidem cea mai modernă și frumoasă bază sportivă din istoria Clujului. Acest lucru a fost posibil datorită parteneriatului dintre primărie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Compania Națională de Investiții. Suntem onorați de faptul că domnul vicepremier, împreună cu domnul director al Companiei Naționale, și-a făcut timp astăzi, într-o zi de concediu, pentru a fi alături de clujenii și pentru a le oferi șansa ca de azi înainte să utilizeze această minunată bază sportivă. Domnul primar Emil Boc și echipa lui au făcut un proiect excepțional. Mi se pare că este esențial ca orașele noastre să aibă baze sportive, să aibă centre de cultură și aici orașul nostru este excepțional din punctul acesta de vedere. Vă felicit încă o dată pentru ceea ce ați făcut la primărie cu acest proiect. Mă bucur că tinerii din Cluj și nu numai tinerii pot să aibă ocazia de a face sport în condiții absolut europene, absolut moderne. Firma care a realizat această bază sportivă este o firmă clujană, selectată evident prin procedura de licitație, Not Conforest, dacă greșesc. Vă mulțumim foarte mult. Baza va avea un acces gratuit pentru toți clujenii. Pentru că astăzi, dacă vrei să joci un tenis sau un fotbal pe un teren sintetic, îți trebuie niște resurse financiare. Cu sprijinul clusterului IT Aries, am realizat o aplicație modernă pe care de astăzi o puteți accesa pe adresa complexsportivgheorgheni.ro, unde veți fi dirijați la rezervarea terenului pe care îl doriți. Pentru crearea contului aveți nevoie doar de o adresă de e-mail și de un număr de telefon. Primiți confirmarea rezervării pe telefon, după care vă prezentați aici și vă ridicați cardul cu care după aceea puteți să intrați și să utilizați terenurile respective. În cazul în care nu doriți să utilizați această aplicație, puteți să vă faceți rezervarea și să vă luați cardul apelând la un număr de telefon pe care îl avem pe site sau vă prezentați direct la baza sportivă cu buletinul și de asemenea se poate crea acest card. Deci sunt trei posibilități prin care puteți să vă creați contul și cardul de acces. Adică pe internet, venind direct la baza sportivă sau prin telefon. De asemenea, cardul bike sharing va putea fi utilizat ca și card alternativ pentru a intra în baza sportivă. Deci ai cardul bike sharing, nu-ți mai trebuie cardul de aici, trebuie doar să-ți creezi contul necesar. Sperăm să se bucure toți clujenii de această minunată bijuterie. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această bază sportivă. Cei mai mulți dintre ei se află aici, dar sunt mulți alții care au lucrat la realizarea acestui proiect. A fost un parteneriat foarte reușit, spunem noi, între autoritatea locală și cea națională. Sub 3 minute durează pe internet să vă faceți acest card și aici, azi, iarăși 3 minute până se inițializează.